Hello everyone, good evening or good day depending where you are Bună around the seara world. tuturor sau I do bună believe ziua, we have a lot of students depinde from unde sunteți. all over, also from the last course, also including Europe, Africa, and I even saw a few entries from the US, There are some. Apparently. Avem Alright, înscriși great. în So Statele today, Unite, Chris is with în me. How you going, regulă. mate? Hey, man, I'm Chris doing is good. How with are you me. doing? Good. It's been a Ce long mai time. faci? It has Frate, been a a while. trecut mult I've been timp. teaching with Anthony. Am Is predat not cu here. Anthony, Chris is dar here Anthony with nu us, and este they'll be aici, changing însă Chris every este now and then, aici so it's good și for you to o know them să both. ne mai schimbăm. Now, this is our second lesson Acum, to the aceasta fundamentals este a of the wisdom doua of Kabbalah. lecție And what we're going to din do today is Fundamentele we're going to Cabalei do a bit of și a ce vom recap face of what we astăzi, did in the first vom lesson. face o scurtă And then we'll recapitulare go on to the întâi next lesson, our second și lesson, apoi which is vom the trece perception la of a doua reality. lecție But și just a few anume things sub before we get percepția started. realității. Now, I realize that Dar there have been some questions acum, unanswered from realizând the că au fost previous întrebări și lessons, and the răspunsuri de reason la for that lecția was we had a anterioară, few motivul windows este where we că needed to get am avut questions, câteva and within the ferestre first lesson, the când a trebuit excitement să and luăm everything between întrebări, dar nu le-am putut lua la education prima center lecție. site, we got a little Dar le confused, so puteți we'll have trimite to pe apologize site-ul now. You'll have educației to excuse us for that. noastre. We do apologize, but we're back on track. Ei So bine, any question that you do have, orice please întrebare shoot pe them care o through the aveți, vă moderators. rog să We'll o also translate from transmiteți your language to our moderatorilor și language noi to English, and o then we'll be able vom to transmite și din limba answer all voastră în your engleză questions. și If apoi there vom fi is capabili any să question să unanswered, we răspundem will answer them in the întrebărilor. next lesson. So Și there were vom questions răspunde în also from lecția the previous următoare. Deci lesson, întrebările, which we de didn't asemenea get din chance lecția to answer, anterioară, pe but we'll care answer them nu le-am today. Secondly, tradus și la before we care nu move am on, răspuns, another le vom important thing. I don't aborda want to sound astăzi. like a scratch record, but Înainte de this book is toate, quite eu nu vreau să important. It's called sune Kabbalah neplăcut, for dar este foarte Student. It's a important. Se big numește Cabala green pentru book. student. You Este can o mare get it carte verde. on kabbalahbooks.info. O puteți descărca de pe So if you'd like to grab a copy kabbala.info. of that, if not, if you prefer Puteți reading descărca de online acolo or o on your copie iPad, sau all dacă the preferați articles să o in citiți there are online. also on our website, În Cabala pentru kabbalah.info, student sunt toate articolele pe care le feel studiem, free to get in there as we așa read, că because we're only simțiți-vă reading from the liber book. să But you can also find them there, and it's a good le idea to luați. Dar read de them asemenea, during the course of your study when we're doing the fundamentals course. Studiul Right. nostru So let's pentru do a bit of a Fundamentele recap Cabale este necesar. from our previous Să lesson. Right, recapitulăm now, previous acum. lesson, we talked about În what the lecția wisdom of anterioară Kabbalah am is, and the vorbit wisdom of despre Kabbalah, we said, faptul că according to the înțelepciunea Cabala, Kabbalists, is a way to conform understand cabaliștilor, everything that este happens in our reality. înțelepciunea And prin for us care to înțelegem tot ce se petrece în rediscover what realitatea happens in noastră our și prin reality, care descoperim ce we se întâmplă talked în about realitatea first noastră. having to go Noi am vorbit la above our început reality so that we can despre cum actually să observe it trecem dincolo de limitele from a higher level of realității noastre. understanding. It was kind of like a pyramid that I did draw Ca un fel before, de piramidă pe let's care draw that nu am mai again. desenat-o înainte, dar să o desenăm acum. Did I draw the pyramid with you guys? Am mai Now, desenat piramida cu voi? in our reality, we have Acum, în four lumea noastră, în realitatea noastră, avem and patru that's nivele. the still level, which is all the Și rocks anume, and nivelul the mineral, planets, the care stars, include toate rocile, planetele, aspects of our reality, the toate still aspectele level. Then we have neînsuflețite ale realității noastre. Apoi avem nivelul vegetativ. Apoi nivelul animal. And then we have the human level, și apoi nivelul uman, nivelul vorbitor. Aceasta este lumea noastră. În realitatea noastră sunt patru nivele ale realității pe care le vom aborda în subiectul percepția realității. Dar am mai spus că scopul studiului Cabale este de a înțelege tot ceea ce ni se întâmplă nou în realitatea noastră aici. For example, și putem să înțelegem, de exemplu, biologia, putem să înțelegem ceea ce ține de corpul uman, putem să înțelegem ce se petrece în corpul nostru, pentru că e o știință. Și prin asta înțelegem ce se întâmplă, în ce procese și cu ce forțe guvernează organismul nostru. Și putem înțelege grow, how they exist, cum cresc plantele, cum există, cum se dezvoltă. Putem să înțelegem totul prin înțelepciunea Cabala. Și de asemenea, de la nivelul nostru putem înțelege și nivelul inferior, nivelul mineral, care ține de fizică, de chimie, să spunem fizică aici, chimie. Things that are related to the still lucruri care au legătură cu nivelul mineral. We're above those levels. But when it comes to humanity, dar când vine vorba de umanitate, cum ne trăim noi viețile și cum trecem prin toate crizele, fie la nivel personal, fie
la nivel de societate sau la nivel global, noi vedem că nu ne putem echilibra. Și cu siguranță, tot timpul, în fiecare generație, am încercat să ne dăm seama cum să ne echilibrăm stilul de viață. Dar cu toate acestea, se pare că nu reușim să ne dăm seama cum. Iar cabaliștii spun, păi, nu putem, pentru că putem înțelege doar ceea ce e inferior nouă, dar nu ne putem înțelege pe noi. Pentru a ne înțelege pe noi, trebuie să trecem cu un nivel deasupra noastră. Iar acest nivel se numește un nivel superior de conștiință. Și o să-l desenăm aici. Și aici, de fapt, este nivelul la care noi ar trebui să ne situăm. Pentru a observa nivelul uman și pentru a ne organiza, trebuie să înțelegem de ce totul ni se întâmplă, nu doar nouă, cât și întregii realități. De fapt, cabaliștii spun că dacă studiem, putem să descoperim tot ce se petrece în realitate, inclusiv acea forță care a creat totul și care guvernează totul, chiar dacă noi nu o simțim acum în simțurile noastre. Dar cu toate acestea avem potențialul de a o descoperi, mergând dincolo de cele 5 simțuri ale noastre. Și aceasta este întreaga idee legată de studiul Cabalei, să înțelegem care este scopul vieții noastre și de ce trebuie, de fapt, să atingem asta, pentru că noi, pe de-o parte, nu am fost creați la un nivel atât de inteligent ca să fim la un nivel atât de disperat. Deci noi suntem rămași cu această situație, cu această dilemă, și trebuie să descoperim sensul vieții noastre. Și acest subiect îl vom aborda în următoarea lecție, dar acum, conform cu ceea ce trebuie să înțelegem și să atingem, este vorba de un nivel deasupra existenței noastre din această lume. Aici este lumea noastră. Și noi trebuie să ajungem într-un loc numit rădăcină, ceea ce reprezintă cauzele. Și trebuie să înțelegem ce se petrece în acest râm. Trebuie să înțelegem toate cauzele a tuturor lucrurilor pentru a putea să reconciliem tot ceea ce se petrece în această lume. Și cu asta, de fapt, atingem nivelul superior de conștiință. Fără să atingem motivul pentru care se întâmplă lucrurile la nivel lumii noastre. Deci, înțelepciunea Kabbalah este un mijloc prin care noi înțelegem scopul care se află în spatele întregii realități și cum, printr-un studiu practic, putem să-l dobândim. Și al doilea, cel mai important lucru pe care l-am învățat în lecția trecută, care a fost o simplă lege din natură. Vă amintiți care a fost aceasta? Să vă reamintesc. Deja, aceasta reprezintă un început pentru tot, pentru că noi suntem o dorință de a primi în esența noastră. Vrem să fim fericiți, nu-i așa? În natura noastră, natura noastră este echivalentă cu dorința de a primi plăcere. Și asta este în regulă, dorința de a primi plăcere. Putem avea parte de plăcere, putem fi fericiți în această lume, se presupune că ar trebui să fim fericiți în această lume, dar în momentul în care capăt împlinirea, când capăt împlinirea în dorința mea, aici problema este că plăcerea și dorința se anulează reciproc. Și apoi eu trebuie să simt din nou împlinire prin a urmări o altă dorință. Este o nebunie, pentru că ne petrecem timpul alergând de la o dorință la alta doar pentru a sfârși goi din nou. Și apoi, dintr-o dată, deschidem ochii și spunem, iar mi-este greu sau îmbătrânit și deja m-am pensionat și cu toate astea. Deci, asta e ceea ce facem în viață, urmărind tot felul de dorințe, anticipând
sentimentul de împlinire, dar cu toate astea, în momentul în care căpătăm ceea ce am dorit, dorința și plăcerea în cele din urmă se anulează. În cazul dorințelor mai mari, e nevoie de o împlinire mai mare și de un timp mai îndelungat, dar e același principiu. Deci, această lege este deja foarte importantă, pentru că de aici, dacă cunoaștem această lege, putem începe să ne gândim la ce fel de plăceri ar trebui să urmărim. Iar ăsta e deja un lucru mare. Și de asemenea, în umanitate descoperim, și asta o să abordăm mai serios în viitor, că dorințele noastre de-a lungul timpului s-au dezvoltat de la nivelul mineral. Îmi cer scuze, spune mutlu. Deci, dorințele s-au dezvoltat de-a lungul timpului. Aici este axa timpului. Și aceasta să o numim axa ego-ului. De-a lungul timpului, umanitatea, de la începutul timpului, să punem aici zero, de la începutul timpului până în prezent, ne-am tot dezvoltat prin societate, printr-o dorință constantă de a primi plăcere. În generațiile anterioare, dorința noastră a fost mică, a fost la nivelul inanimat, iar apoi dorințele noastre, după cum umanitatea a progresat, au pătruns în nivelul vegetal și apoi am progresat și mai mult și am ajuns la nivelul animal. Nivelul animal, iar apoi ne-am dezvoltat până la nivelul uman, până la începutul secolului 21. Acum, nivelele minerale ale dorinței sunt foarte rudimentare, de bază. Aici avem mâncare, familie, sex. Acestea sunt esențiale pentru că ne permit să continuăm, să perpetuăm și să trăim. Să scriem aici dezvoltarea umanității de-a lungul timpului. Iar umanitatea, după cum civilizația s-a dezvoltat de la Babilon, a crescut la nivelul vegetal. Nivelul vegetal reprezintă societatea umană ca dorință de a fi bogat, de a face avere. Dorința pentru bani este cunoscută în societate, în Kabbalah, ca nivelul vegetal. Oamenii vor să se îmbogățească. Iar apoi, la nivelul animal, nivelul animal este dorința de putere și de onoare. Oamenii au foame de putere și de onoare. Precum oamenii care vor să fie faimoși și toți se situează la nivelul animal. De ce? Animalele au aceste limite, au acest spațiu pe care le place să-l controleze, să-l guverneze. Și de aici vine și dorința de guvernare, de putere. Să aibă un loc, o zonă pe care să o controleze. Dar noi vedem asta și în natura animalelor. Lor le sunt date aceste lucruri. De exemplu, la nivel vegetal, uneori putem vedea un câmp, nu știu, cu grâu, care dorește să fie mai înalt decât alt grâu. Adică o aspirație către lumină, a se înălța către lumină. La fel și oamenii vor să fie mai înalți în societate, deasupra celorlalți. Iar apoi avem nivelul uman, care reprezintă dorința pentru cunoaștere. Știința este numită cunoaștere. Și aceasta, de fapt, este culmea dezvoltării umanității. Dar noi care înțelegem legile naturii, după ce le înțelegem, vedem că nu putem merge dincolo de aceste lucruri și aici se oprește și o nouă dorință începe să se dezvolte în interiorul nostru, iar aceasta se numește punctul din inimă. Iar punctul din inimă reprezintă aspirația noastră către a ne dezvolta spiritual. În principiu, reprezintă întrebarea pentru ce trăiesc, de ce trăim, ce e dincolo de toate aceste lucruri. Și, de fapt, aceasta este o aspirație spirituală.
Și oamenii care au punctul din inimă au tendința să caute în toate direcțiile, ei caută răspunsuri legate de sensul vieții. Și în cele din urmă, într-una dintre căutările lor, vor ajunge la înțelepciunea Kabbalah. Dacă aveți punctul din inimă căutând scopul vieții, atunci ăsta este locul în care trebuie să fiți. Putem să ne întoarcem la desenul anterior? Acesta. Deci, din student din Marea Britanie întreabă. Probleme cu microfonul. Claire from the UK. Hey, hey Claire, I hope you're with us. Claire this time, din Marea Britanie întreabă. Lesson, but last time you asked a question and ultima dată ai pus o întrebare. During this diagram that you drew, Claire says if desire disappears, dacă dorința dispare odată cu împlinirea și noi pătrundem într-un ciclu negativ, putem să ne asigurăm că întotdeauna ne împlinim dorințele? Mutlu, e o întrebare bună, dar nu merge cu jumătăți de măsură. Este ca o treabă făcută pe jumătate. Imaginează-ți când te duci la supermarket și vrei să, nu știu, să spunem, să cumperi unt de arahide. Și apoi vii acasă și îl deschizi și vezi că cineva din supermarket deja a luat o parte din el. Cineva, datorită foamei, și s-a înfurtat din el. Adică nu te simți împlinit cu acel unde arahide. Deci, prin natură, noi nu acceptăm lucrurile pe jumătate făcute. Problema este că întotdeauna o să rămânem cu această deficiență care se învârte în jurul nostru. Este, de asemenea, înțelepciunea Kabbalah se numește suferință, pentru că niciodată nu suntem cu adevărat mulțumiți și chiar dacă suntem mulțumiți, durează foarte puțin. A fost un experiment în Statele Unite despre oamenii care făceau sporturi extrem de costisitoare și după 3 luni gustul pe care îl căpătau ei din faptul că aveau poate mașini rapide de curse și se diluează și în cele din urmă se evaporă. Deci a fi pe jumătate mulțumit nu e natura noastră să acceptăm asemenea lucruri. Oamenii vor 100% satisfacție. Așa este natura noastră. Și asta cere de la noi. Spune în continuare că dacă caut, dacă în Kabbalah caut plăceri, ajung tot timpul să fiu în minus? Chiar și cu cunoașterea este un deficit, pentru că chiar dacă cunoașterea îți dă o mare împlinire, ce se întâmplă cu cunoașterea este că în cele nu ajunge să fie sterilă. Să spunem că eu sunt sunt în fizică cuantică și vreau să știu, să învăț și să descoper. Și asta pentru că trăiesc încă într-un corp animal care este destinat să moară. Tot, și toată informația pe care o dobândesc atunci când mor și ea dispare. Și ceea ce va rămâne, o să discutăm noi în lecțiile viitoare. Dar ce rămâne de la viața pe care o parcurgem în acest ciclu al evenimentelor prin care trecem în timp ce suntem în acest corp, asta este ceva ce se numește impresie, reshimo, care ne permite cumva să mergem un pas mai departe în dezvoltarea noastră. Dar în ceea ce privește cunoașterea și toate celelalte dorințele, ca un mic bebeluș. Ei, bebelușii cresc și noi trebuie să-i trimitem la școală din nou, la fel și cu noi. Deci totul ajunge la o lipsă de împlinire. Dacă descoperi, să spunem că tu ai o teorie și o realizezi, și odată ce ai realizat-o, dispare. Poți să ieși un premiu Nobel pentru ea, dar în cele din urmă, ce poți face? Întotdeauna se evapora. Aceasta este o lege fixă din natură. Ați putea să vă testați în timpul zilei ce doriți și ce se întâmplă când căpătați ceea ce doriți. Este un mod practic de a observa
So care let's finish off with Claire. We're on the same topic. She's saying, so why does pleasure diminish with the desire? Claire se întreabă, de ce plăcerea se diminuează? Pentru că acesta este scopul creației. O să învățăm în lecția a 3. Scopul creației, cele din urmă, it's definitely not to get fulfilled here. Nu este pentru a fi împlinit la nivelul lumii ăsteia. Dezvoltarea trebuie să fie față de un scop, iar acel scop trebuie să-l dobândim în viață. Iar asta o să discutăm în lecția următoare. Hi, Elmer from Malawi. It's good to see you. Good to see you. We have, how about multiple desires? Is that something that's dar ceea ce în ce privesc dorințele multiple. Bineînțeles, spunem, nu ne place să înghițim întreaga lume. Normal că avem o multitudine de dorințe. Dar putem căpăta doar oricine are dorințe elevate de obicei sfârșește prin a nu împlini niciuna din ele. Deci, dacă vă uitați la ce mai de succes oameni la nivelul lumii acesteia, veți vedea că ei tânjesc după un singur lucru, au o mare dorință pentru ceva. De exemplu, atleții vor să ia medalia de aur la Olimpice și e singurul lucru la care se gândesc. Așa că nu îi vedeți alergând după alte lucruri. Ei vor un singur lucru și se concentrează doar pe el. Și mulți oameni de afaceri sau mulți oameni cu o carieră, ei înțeleg că se îndreaptă către asta, iar ochii lor nu văd nimic altceva. Deci, dacă îți dorești ceva cu adevărat, asigură-te că faci valorile corecte. If you think they're stupid, I guarantee you they're not. We've heard them all before, and every question helps you, not only you, but all the other students who are with us right now, advance, get a little bit more understanding, make things clear. Maybe it was a question that they had, they didn't really know they had it. Whatever you have, send it in, and we'll take care of it, and we'll try to go through as many questions as we can together. Today, we have no technical difficulties with the questions, so we're getting from all over the world, so please. Okay, great. So let's carry on with the second lesson. În regulă, spune Mutlu, acum să începem a doua lecție, lecția de astăzi, cum este numită, percepția realității. There we go, the perception of reality. So let's carry on from there. So a person who comes to the wisdom of Kabbalah. Deci o persoană care ajunge la înțelepciunea Kabbalah. Our desires are denoted with a heart. A man's heart or a person's heart. Inima persoanei reprezintă toate dorințele pe care le are. Iar în această inimă avem un punct. Punct care reprezintă aspirația de a descoperi scopul vieții. Well, perception of reality. Well, you got to think, well, maybe isn't that a little scientific and how we going to poate nu este științific, dar cum să pătrundem în altă realitate. Și ca să fiu sincer cu voi, percepția realității reprezintă subiectul principal al înțelepciunii Kabbalah. Și cum să dobândim asta? Tot ce vom învăța are legătură cu asta, pentru că schimbarea percepției realității este un lucru serios. Noi avem cele 5 simțuri, dar prin aceste simțuri să descoperim ceva ce nu avem sau să atingem ceva ce nu avem, is a different ball game. So studying is one thing. Deci studiul este un aspect, dar a-l face să se întâmple, să se manifeste este un alt aspect. Let's first read something so we can get să citim ceva with a text from Baal HaSulam, which is din textele lui Baal HaSulam sau Yehuda Ashlag. Acum vom citi din această carte din Kabbalah pentru student, pagina 489, articolul se numește Introducere la prefața înțelepciunii Kabbalah. Pentru cei care traduc acolo, voi citi încet. Pagina 489. Punctul în regulă. Introduction to the preface. Introducere la prefața înțelepciunii Kabbalah, pagina 489 în Kabbalah pentru student. Vom începe să citim de la, să verificăm,
go all the worlds. Thus, it explains, this is the second paragraph in item 1. Al doilea paragraf de la punctul 1. Thus, it's highlighted in the book. Thus, it explains that all the worlds astfel se explică că toate lumile, cea superioară și inferioară, sunt incluse în om și, de asemenea, întreaga realitate din acele lumi este doar pentru om. Și noi ar trebui să înțelegem aceste cuvinte. În această lume și tot ceea ce există în ea și ce îl servește pe el și beneficiază pe el, atât pe cel mic cât și tot ceea ce trebuie să fie în lumile superioare și tot ceea ce există în ele, pentru că, la urma urmei, acestea au fost create doar pentru această nevoie. It's not so hard to do. Let's read it again. Thus it explains. Să citim din nou. Astfel se explică că toate lumile, cea superioară și cea inferioară, sunt incluse în om. Și, de asemenea, întreaga realitate din interiorul acelor lumi există doar pentru om. Și noi trebuie să înțelegem aceste cuvinte. Este această lume și tot ceea ce există în ea, care îl servește pe el și îl beneficiază pe el, să aibă nevoie pentru lumile superioare și tot ce există în ele, la urma urmei, toate au fost create doar pentru nevoile sale. Tot ce percepem în realitate, orice bine, rău, nu contează, nu contează ce vedem, ce auzim, totul, tot ce a fost creat în realitate, există pentru un singur scop, pentru ca noi să ne ridicăm la acest nivel superior al percepției, la acest nivel de conștiință. Și de-a lungul istoriei, umanitatea s-a întrebat despre percepția realității. De asemenea, de fapt, a început prin Newton. Newton, very nice guy, very smart. Tip foarte plăcut și inteligent. Let's make a topic here as well. And when he looked at the perception of reality, let's say perception. Când vorbim de percepția realității, să schimb percepția realității. Throughout time. Because we're going to see how humanity's been looking at it. Now Newton. And acum Newton. Make this a little smaller. Now Newton, in those days, looked at reality very straightforward. He said, "Well, Newton a privit realitatea foarte direct. El a spus, eu exist și realitatea există. Și dacă eu mor, această realitate continuă să existe." So he thought. El s-a gândit, de fapt, și noi încă ne gândim la fel când privim la viețile noastre. Newton aici. Deci, realitatea. El a spus că realitatea este constantă. Și apoi, me, eu, also constant. Sunt constant. He saw reality in such a way that this is how the world is, and this is how I am. Acesta este modul în care lumea există și acesta este modul în care eu exist. Și astfel el a perceput-o. Și când noi ne uităm la lume în prezent, în acest mod de a percepe realitatea, acesta este asemenea în interiorul nostru, pentru că tot ceea ce a descoperit umanitatea de-a lungul timpului, noi moduri de percepție, cum percepem noi lumea diferit, conform cu ceea ce a spus Newton, cu toate astea noi suntem blocați în această lume mică. Există realitatea și exist eu, iar realitatea este constantă în exteriorul meu. Iar eu sunt ceea ce sunt. Și ăsta era modul pragmatic al lui Newton. Iar apoi, Einstein a intrat în scenă.
And Einstein said, well, reality is constant. Iar Einstein a spus, ei bine, realitatea e constantă, dar eu mă schimb. And that was already, și that was already a big, asta a fost deja, you know, step for, știți, un mare pas pentru umanitate, pentru că how can that be? Reality is constant, cum se poate ca realitatea să fie constantă, dar dacă eu mă schimb și modul în care văd lucrurile se schimbă și dacă realitatea nu se schimbă și ea e fixă, dacă eu mă schimb în funcție de cum eu mă schimb, se percep realitatea. Și acesta a fost de asemenea un nou lucru pentru noi în secolul 20. Și apoi a intrat altcineva în scenă cu fizica cuantică. Apoi fizica cuantică a spus, ei bine, realitatea se schimbă și la fel și eu. Noi toți ne schimbăm. And then we have Kabbalah. Iar apoi avem Kabbala, care spune, there is no reality. Ei bine, nu există nicio realitate. And only I'm changing. Și doar eu mă schimb. Now, Kabbalah is obviously not a part of the worldly sciences that humanity is Kabbalah, talking about. Evident, e dincolo de științele despre care vorbește lumea, dar scrierile Zoharului vorbesc despre percepția realității de acum mai bine 2000 de ani și despre cum totul există în interiorul omului, iar la exterior, de fapt, nu e nimic despre care să vorbim. Totul este despre cum persoana vede, simte, aude, miroase, gustă, conform atributelor ei. Deci lumea, cabaliștii de mii de ani au știut că întreaga realitate este doar în interiorul omului. Iar textul pe care l-am avut mai devreme, despre asta vorbesc. Balasulam spune că totul, tot ce există în realitate, este în interiorul omului. Pentru că, de fapt, se simte în interiorul nostru. Dacă vă gândiți, tot ceea ce noi absorbim din exterior, prin cele cinci simțuri, este doar o senzație în interiorul nostru. Chiar să desenăm asta. Deci, aceasta este percepția umanității, să spunem. To the perception of reality over time. That's what humanity has been over. Now we, on the other hand, are going to go with what? With the Kabbalistic texts. So let's read some more from the Zohar, having spoken about the Zohar. Să citim mai mult din Zohar. N-am citit prea mult din Zohar, dar e timpul potrivit. La pagina 424, articolul prefață la cartea Zohar, 424. Let it not surprise you that you find such a conduct in our Să nu fiți surprinși că găsiți o asemenea conductă în percepția corporală. Să luăm de exemplu simțul văzului. De exemplu, noi vedem o lume înaintea noastră minunat umplută, dar de fapt tot ceea ce vedem este doar interiorul nostru. Cu alte cuvinte, există un fel de mașinărie fotografică în creierul nostru mic, care portretizează tot ceea ce ne apare nou, dar nimic din afara noastră. Acum, Balasulam a scris acest articol prefață la cartea Zohar, prin 1930-1940. Deci, imaginați-vă descrind cum umanitatea percepea umanitatea atunci. În continuare text, și pentru aceasta el, Creatorul, a făcut pentru noi în creierul nostru un fel de oglindă
neșlefuită care inversează tot ceea ce vedem, astfel încât noi vedem un exteriorul creierului în fața ochilor noștri. Toate acestea, tot ce vedem nu este un lucru real. Mai mult de atât, noi ar trebui să fim cunoscători providenței sale pentru că a creat acea oglindă neșlefuită în creierul nostru, activându-ne să vedem și să percepem orice în afara noastră. Aceasta este așa deoarece, prin asta, El ne-a dat puterea să percepem tot orice cu o cunoaștere și o atingere și să putem să măsurăm totul din interior și din exterior. Fără aceasta, am fi pierdut mult din percepția noastră. Este adevărat și cu voința divină în ceea ce privește percepția divină. O să ne oprim aici, spune Mutlu. Fără asta, vom pierde mai mult din percepția noastră. Să vedem ce ne spune aici. You are all familiar with our five senses. Voi toți sunteți familiar cu cele cinci simțuri ale noastre. Toți am fost creați cu ele. We have five senses. One, two, three, four. Deci avem cinci simțuri. 1, 2, 3, 4, 5. We hear, we smell. Vedem, auzim, mirosim, atingem și gustăm. Kabbalists are saying that's all great. Kabbaliștii spun că totul minunat. On the outside. Noi vedem totul la exterior. From the outside, we have all kinds of influences. Din exterior avem tot felul de influențe. We see the world. Și prin aceste cinci simțuri percepem lumea și noi credem și vedem, conform cu ceea ce vedem, că lumea este în exterior. Cu toate acestea, cabaliștii spun că nu este adevărat. Nu e adevărat deloc. Ei spun că noi vedem totul în spatele capului nostru aici, ca și cum am fi într-o sală de cinema și vedem filmul care se derulează pe ecran. Și exact asta e ceea ce se întâmplă cu noi. Deci, prin cele cinci simțuri, ce se întâmplă este că noi vedem o imagine numită această lume și vedem munți, vedem soare, lună, vedem luna, vedem tot felul de stele pe cer, vedem animale, copaci, plante. You'll have to excuse my drawing, but you get the drift, right? And we see people. Finați prins ideea. Vedem de asemenea oameni în jurul nostru. Sunt Mutlu spuneți foarte antitalent la desen, dar deci vedem, clădiri, nu contează. Tot ceea ce vedem, tot ce ne înconjoară, orașele noastre. All the life that we seemingly toată viața pe care și tot ceea ce aparent am construit în exterior. Și cabaliștii spun, ei bine, e atât de greșit, este ca un vis, pentru că tot ceea ce trăim este în spatele, în interiorul creierului nostru. Deci, ce vedem nu e în afara noastră. Cabaliștii spun că ce simțim în interiorul nostru ne apare ca fiind la exterior, astfel încât noi să putem să construim o relație față de ceea ce vedem, pentru a dobândi ceva superior decât ceea ce percepem. Deci natura sau creatorul ne joacă o festă care este în beneficiul nostru, astfel încât noi să putem să atribuim tot ceea ce simțim și percepem și prin a ne raporta ca și cum ar fi la exterior, să putem de fapt să
stabilizăm ce anume trebuie să schimbăm sau să descoperim de ce. Deci, întreaga realitate pentru noi, chiar dacă ne pare la exterior, este de fapt în interior. Și în afară, cabaliștii spun că există un singur lucru, iar ei îl numesc natură sau creator sau lumină. Lumină, să spunem. Să o numim lumină. Lumina, natură, creator, unul și același lucru. Deci, avem o realitate al cărei scopul vom descoperi în lecția următoare. Deci, avem o realitate, dar totul fiind simțit și experimentat în interior, ca să putem construi relația corectă și să descoperim forța activă din spatele a tot ceea ce ni se întâmplă nou, și anume lumina sau creatorul. Și aceasta este întreaga idee. Iar scopul studiului Kabbalei este de fapt pentru a construi un nou organ de percepție dincolo de aceste cinci simțuri, pornind de la punctul nostru din inimă, de la dorința și aspirația noastră de a percepe un nou nivel al realității. De aici construim pentru noi un nou vas al percepției, prin care vom fi capabili să descifrăm toate acțiunile luminii sau ale creatorului sau ale naturii. Nu contează. Când spun lumină, voi înțelegeți la ce mă refer. Este natura sau creatorul, forța care guvernează totul. Nu contează cum îl numiți. Important este că este o singură forță care a creat întreaga realitate și care o ghidează către un anume scop. Iar treaba noastră este să înțelegem și să ajungem la aceeași echivalență cu el, să ne ajustăm la această forță pentru a atinge un nou nivel de percepție, fără suferință, ca să ne putem dezvolta într-un mod plăcut. Și aceasta este întreaga idee, să ajungem la nivelul superior al naturii, la nivelul superior de conștiință și percepție în timpul vieții noastre aici. Iar cel mai mare ajutor al nostru este punctul din inimă, care ne forțează, ne împunge, ne împinge, și apoi, dacă studiem corect înțelepciunea Kabbalah, putem să atingem acest al șaselea simț al forței care acționează în spatele tuturor lucrurilor. Și atunci vom vedea viețile noastre într-un mod total diferit. Stability and so on. Right, up to here, do we have any questions? Până aici avem ceva întrebări? Avem multe întrebări și mai avem 15 minute ca să răspundem la întrebări. Așa că să ne întoarcem la întrebările care sunt mai la subiect, iar apoi le vom aborda pe celelalte care sunt generale. Which will take about 5-6 minutes. So you shoot the questions first, but give me 5 minutes or so at the end. Cool, no problem. So Jimmy from England, first of all, he says, so could it be said that the created reality is so grand that the mirrored reflection is all that handles humans? Oglinda care reflectează este oglinda la îndemâna oamenilor. Putem primi doar ceea ce putem gestiona. E ca și cum dimension of the glass, you can't feel it anymore. So poți percepe doar în funcție de dioptriile pe care le ai. Adică noi nu percepem decât ceea ce pătrunde în cele cinci simțuri ale noastre. De exemplu, sunt unde pe care noi nu le putem percepe. Deci sunt multe lucruri și forțe
de care noi suntem conștienți, dar nu le putem percepe. De asemenea, știm că animalele percep realitatea în mod diferit, precum albinele sau câine. Ei percep diferit, văd altceva. Deci, noi înțelegem că sunt alte moduri de a percepe. Asta cu siguranță. Și cabaliștii doar confirmă asta și spun că da, aici ar trebui să ne plasăm și noi. Joseph from Freetown is saying, so reality is actually a creation of the mind. Realitatea este de fapt o creație a minții, iar lucrurile pe care le vedem sunt doar imaginația noastră. Întrebare de la Joseph din da, este ca un vis, spune Mutlu. E greu de imaginat. Gândește la toate obstacolele și dificultățile pe care trecem în viață. Dar totul este ca un vis. Asta e ceea ce spun cabaliștii, dar există o regulă în Kabbalah, să nu crezi până când nu atingi, pentru că altfel o să te transforme într-o persoană religioasă. Ce trebuie să faci este să studiezi și prin scrierile lor noi ajungem la acel nivel de percepție, unde adevărul nu este ceea ce văd eu, ci este dincolo de ceea ce văd eu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că adevărul este de fapt forța care guvernează tot ceea ce văd. Deci, lucrurile pe care le vedem în această lume sunt doar o reflexie a ceea ce adevărata realitate este. De aceea cabaliștii numesc această lume imaginar. Este greu de crezut pentru că noi nu percepem așa deocamdată, dar să ajungem acolo. And it's like prompting a lot of like, wait a second, I'm questioning everything that I've known, everything that I've felt my entire life. All of a sudden, you're telling me that that it's not this way. Tot ce am crezut în viață, de fapt, acum se dovedește că e fals. It makes sense, and of course, you know, science even tells us that there's just like the pineal gland and all these things that's happening. You know, everything in the back of the brain, and you know, you disconnect the arm, but you still feel it, and all these weird things that we don't understand. And here, Kabbalists are telling us. Thousands of years already that it's this way, so it makes us ask questions like Carmen Pop from Romania says, "New stars are discovered. Din România, întreabă, only because it comes to someone's mind, or that star burned out there is light years in distance." Everything we discover in reality is already there. Mutlu, tot ceea ce descoperim în realitate este deja în realitate, precum undele despre care am spus mai devreme că noi le putem percepe, dar aceste frecvențe sunt deasupra urechilor noastre, pur și simplu nu le putem percepe, dar tot ceea ce descoperim în această lume, în ceea ce privesc cele cinci simțuri ale noastre, pentru, de exemplu, pentru a vedea toți acei microbi, noi avem nevoie de microscop și punem totul sub microscop și vedem. Ar trebui să mâncăm asta, ar trebui să nu consumăm. Dar dacă ați văzut acum câteva sute de ani ce mâncau și consumau oamenii față de ceea ce se întâmplă în prezent, deci, în principiu, ce am făcut ca să ne dezvoltăm în această lume nu a fost decât să extindem cele cinci simțuri ale noastre, ca să descoperim o profunzime în corporalitate, dar asta nu ne-a ajutat să descoperim care este forța să descoperim mai multe lucruri în realitate pe care nu le-am văzut înainte. Au fost deja în realitate aceste lucruri, dar, de exemplu, construim un telescop mai mare sau telescopul Hubble sau și ei se uită acum și descoperă ceva ce a existat deja acolo, dar în spiritualitate, ceea ce trebuie să descoperim este forța care a creat în primul rând. Noi vrem să ajungem să înțelegem gândul Creatorului. Și de aceea înțelepciunea Kabbalah e deosebită. E singura înțelepciune prin care, de fapt, ajungem la înțelegerea gândului creației. Deci, am construit aceste instrumente ca să vedem mai departe sau mai adânc, dar nu fac decât să ne extindă simțurile pe care le avem. Doesn't even behave the same way that we see with our eyes. Like we can't grasp what's happening on such a level, and it's opening up more questions and making things even more unclear. But here we have Kabbalah. It's explaining to us. It's very simple, that there's light that's happening on the outside of us, and we just perceive that light. So Luis from UK is asking. So what else can we call this, prana or ki? Luis din Marea Britanie. What do we say in Kabbalah? Let's just call it nature.
Cum numim asta? Mutru, să o numim pur și simplu natură, deoarece cavaliștii sunt oameni foarte pragmatici. Ei se uită la viață și spun, ei bine, asta e natură. Nu eu am creat natura, natura cumva a fost creată, ci nu eu m-am creat pe mine. Din moment ce eu trăiesc în natură, această forță în care noi suntem incluși și simțim că suntem incluși în ea, această forță acționează asupra noastră prin legile naturii. Deci ei sunt foarte pragmatici, direct la subiect, ceea ce e bine, pentru că este mai ușor de înțeles, așa că nu trebuie să venim cu noi definiții. Hai să numim această forță natură sau creator. Maybe one more, I believe. Did you have one more before that with worlds and stuff? I think it was the first one, maybe. Was it worlds? Yeah, maybe this one. What's the question? They were saying, well, you talked about, it was from a text that we read, about how the world, all of the worlds were created for man. Oh. So they're saying, întrebare care are legătură cu faptul că toate lumile au fost create pentru om. Și întreabă despre ce lume este vorba, cea superioară și cea inferioară. Mutlu spune că trebuie să aștepți lecția următoare. Deci a treia lecție despre cum Creatorul a creat realitatea și ce înseamnă să creeze lumi și ce înseamnă de fapt lume. Acesta este un subiect profund. De fapt, sunt 6 volume din studiul celor 10 sfirot, dar le vom aborda acest subiect în lecția viitoare. Unde suntem în realitate? Ce înseamnă să fii înconjurat de lume? Ce înseamnă să fii sus într-o altă lume? Această percepție a realității s-a întrerupt. And you'll be all dying to jump into the pool, I guess. So Luis is saying, can we also call those chakras? Luis spune, putem să numim asta chakre, lumile, să le numim chakre? Nu, chakrele nu sunt lumi, spune Mutlu. Lumile sunt un loc deosebit. În mod specific, so you mentioned earlier about athletes and their if they want to get something done. Ai spus mai devreme despre atleții care se concentrează cu un singur scop. La fel și tu ne vei învăța cum să ne concentrăm doar cu un singur lucru. Evident, spune Mutlu, înțelepciunea Kabbalah spune că natura noastră este doar de a fi împliniți. Așadar, cum care poate fi scopul vieții, dacă natura noastră este de a fi satisfăcuți? Scopul vieții, prieteni, este de a fi fericiți în cele din urmă, de a fi fericiți cu adevărat. Dar în viață, din păcate, nu știm cum să fim fericiți. Și din cauza că nu știm cum să fim fericiți, alergăm după multe lucruri, după fel și fel de lucruri, de cele mai multe ori lucruri copilărești, și apoi sfârșim prin zero împlinire, până când ajungem în mormânt, presupun. Deci, vom învăța cum să luăm decizii serioase când studiem natura umană. Și din ce descoperim natura umană mai mult, salvăm mult timp și, evident, ne scutim de multă suferință. Iosef din Freetown spune că au o pană de curent. And from Freetown? De unde sunt ei? Din Freetown. Ok, sperăm că totul este în regulă acolo cu voi. Poate e ceva normal, dar to be cut off right now, we'll go ahead and ask your question because it's good. You're asking, you asked this actually a while ago. Reluăm întrebarea, da. Desire and want? Întrebarea este diferența între dorință și tânjire? Nu. Eu doresc, eu tânjesc același lucru. Trebuie să înțelegem că natura noastră este de a... este dorința de a primi plăcere. Să o definim așa. Și descoperiți asta în viața de zi cu zi. Toată ziua alergăm după plăcere, începând de la ce să mâncăm, la prânz, la cină, până la cafea de dimineață, și e doar o urmărire a dorințelor. First you maybe don't know what Kabbalah is and you heard and you watched some videos, but once you really start delving into what perception of reality is, which basically explains your entire reality, explains your life up until this point, helps you understand a little bit more about what happened in your life previously, how to approach life, how to relate to life a little bit differently. And that's basically why you're all here anyways. You want to understand how to relate to life in a more realistic way, in a true way. So it takes a little bit of like readjusting, kind of relearning everything you've learned up until now,
And it's okay. So we're definitely encouraging you to ask as many questions. We'll sort everything out. And really, what we say here, there's none as wise as the experience, which means the more that you study with us, the more that you check into yourself and discover your nature and learn about yourself, the more you really just learn about reality, and you understand that it's not as complicated as you think it is. It's just simply working on yourself, and the more that you work on yourself, the more you'll discover about the reality. So last question here we'll take with Dora. She says, from the USA, she's saying, so does this mean that we are the only intelligent beings? Dora din Statele Unite spune, noi suntem singurele ființe deștepte din univers. Nu, de fapt, noi suntem mai dobitoci. Dacă te uiți la animalele care trăiesc în pădure, ele sunt cu adevărat fericire. Ele sunt chiar echilibrate, chiar au o viață normală. Dacă vă uitați la animale în habitatul lor natural, ele sunt numai fericite. Ele nu iau Prozac sau droguri. Ele nu simt depresie, ele nu se ucid unele pe altele. Dar noi, umanitatea, pe de o parte suntem inteligenți, dar pe de altă parte suntem așa proști, pentru că am ajuns la fundul oceanului. Adică, pe de o parte noi suntem foarte inteligenți, dar pe de altă parte avem o stupiditate dincolo de imaginație. Și trebuie să fie în acest mod, pentru că trebuie să reconciliem realitatea de la cele două opuse, cele două extreme. În viață există noapte și zi, plus și minus, bine și rău, frumos și urât. Totul în viață are o parte opusă. Și în natura noastră avem acest lucru, iar această contradicție trebuie să existe. Dar ce ne face diferiți de animale este faptul că noi avem abilitatea să măsurăm timpul și avem abilitatea, din cauza ego-ului, avem această întrebare în viață pe care animalele nu au. Iar asta ne aduce lipsa de împlinire și ajungem să ne întrebăm de asta, iar animalul nu face. Deci natura noastră, pe de-o parte, este, da, un pic mai inteligentă, iar pe de altă parte, felul în care ne trăim viețile, cu siguranță, nu este la fel de fericit ca al unui animal. Trebuie să învățăm să reconciliem și să rezolvăm aceste aspecte. Acum, dacă aveți întrebări, vă rog, salvați-le pentru următoarea lecție. Vom mai citi o mică parte, ceea ce vreau să fac, pentru că unul dintre prietenii noștri a întrebat despre lume și asta vom studia în următoarea lecție, dar eu vă voi da un mic gust din prefață la înțelepciunea Kabbalah. Chestiunea este că, după cum lucrurile corporale sunt separate unul de altul prin locație, spiritualul este separat prin disparitatea de formă. Aceasta poate fi găsită de asemenea în lumea noastră. De exemplu, când doi oameni împărtășesc lucruri comune, ei se plac reciproc și distanța dintre ei nu îi face să fie îndepărtați unul de altul. Dar atunci când părerile lor sunt diferite, ei sunt în opoziție, iar apropierea fizică nu îi face să fie în echivalență. Apropierea de formă din opinii, din părerea lor, îi aduce aproape. Dacă natura este complet opusă față a unei față de celuilalt, ei sunt departe unul de altul, precum estul de vest. Și în mod similar, aceste chestiuni legate de apropiere și îndepărtare sunt manifestate în spiritualitate prin echivalența de formă. Ele sunt îndepărtate unele de altele conform neechivalenței de formă. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că chiar dacă dorința de a primi este o lege obligatorie, după cum asta este esența creaturii și vasul potrivit pentru primirea scopului, gândului creației, cu toate acestea, îi separă complet.
de emanator. Aceasta este așa pentru că disparitatea de formă există între creatură și creator. Without a shred of reception, and the creature is complete reception without a shred of bestowal. După cum creatura este primire completă fără nicio urmă de dăruire și creatorul dăruire completă fără nicio urmă de primire. Și urmează că această opoziție de formă, în mod necesar, separă creatura de creator. Next lesson. We're going to go in a bit deeper, a bit more deeper, and put our ankles into the pool, and we'll get... You know, we'll get into the swimming end later on. Now then, next lesson, purpose of creation, next Tuesday. Any questions, any dramas, please write to us. We'll try to fix it as best we can. Last week, the lesson was 1.5 hours, but I have been told I need to limit it to 60 minutes. Although I'd love to be with you guys more, we'll end our lesson here and wish you guys a great week and all the best. See you next Tuesday. There you go, Chris. Get closer. Thanks, Shmuel. Take us out, man. Bye-bye now. Okay, see ya. Okay, Shmuel, it's over. Lesson's over. Thank you. Maybe it's a sign. Bye-bye now. Okay.